Primul meci din actualul sezon din Liga a 3-a începe pentru Rapid CFR împotriva celor de la ABC Stoicescu. Echipa deplasează în crâng întregul lot, dar nu merge cu alt obiectiv decât să aibă un sezon mai bun decât precedentul. Pe de altă parte, Sporting Suceava deschide sezonul cu Ceahlăul 2 pe Areni. Există și mici probleme de lot la Sporting, mijlocașul Florina Petri acuzând ceva dureri la un umăr. Albverzii și-au propus pentru acest sezon doar evitarea retrogradării. Cele două echipe sucevene au scăpat de unul dintre adversari chiar înainte de startul sezonului, după ce AFC Odorheiu Secuiesc a decis să se retragă din campionat din cauza problemelor financiare. În aceste condiții, seria 1 va conține doar 15 formații la finalul sezonului, urmând să retrogradeze direct doar 5 echipe, ocupantele locurilor 11-15, în vreme ce prima clasată va promova în Liga a 2-a. AFC Odorheiu ar fi trebuit să întâlnească Rapid Suceava în etapa 7-a pe 30 septembrie, iar pe Sporting Suceava în ultima rundă pe 25 noiembrie, toate meciurile grupării harghitene urmând să fie anulate.